Gabriela Cristea, atacată după ce a început să vândă cozonaci și zacuscă online. Vedeta TV împărtășea frecvent pe rețelele de socializare deliciile sale culinare, iar mulți dintre urmăritorii ei i-au sugerat să exploreze această direcție. Astfel, alături de afacerea sa cu haine, Gabriela Cristea a decis să inițieze o nouă și profitabilă aventură în lumea gastronomiei, punând bazele unui nou business. În ciuda acestui fapt, prețurile produselor au stârnit critici vehemente din partea unor potențiali clienți, care au considerat că acestea sunt foarte ridicate pentru majoritatea oamenilor. Aceștia au exprimat nemulțumirea față de prețul ridicat al produselor, subliniind că nu fiecare persoană își poate permite să cheltuiască atât de mult pentru un cozonac. Sunt foarte scumpi cozonacii. Nu toată lumea își permite să cumpere un cozonac. A fost unul dintre comentariile internauților. Prețurile pentru cozonacii sub marca Gabriela Cristea Variază între 85 și 140 de lei pentru o bucată de 900 de grame. Unii critici au evidențiat că aceste prețuri ar putea fi inaccesibile pentru mulți, sugerând că doar o anumită categorie de persoane își poate permite astfel de delicii. Cu toate acestea, Gabriela Cristea rămâne fermă în decizia sa de a oferi produse de calitate superioară și de a-și consolida prezența în industria alimentară. Ea continuă să inspire fanii și să încânte clienții cu talentul său culinar.